Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Frați și surori, aș vrea să rămânem înaintea Domnului și să citim din Scripturi. Evanghelia după Matei, capitolul 7. Evanghelia după Matei, capitolul 7. Citim de la versetul 13 până la 27. Poarta cea strâmtă, prorocii mincinoși, casa zidită pe stâncă. Citim cuvântul Domnului cu respect. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu aduce roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, a suflat vântul și a bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Până aici cuvântul Domnului, scumpii mei, reocupați-vă locurile. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, în această frumoasă seară de iarnă, când avem zăpadă afară, însă avem cald și bucurie în suflet, ne-am strâns din nou, așa cum în mod convențional ne strângem duminică seara de la ora 6, cu sfinții. Sunt sfinți întristați, sunt sfinți bucuroși, sunt sfinți care trec prin vale, sunt sfinți care trec pe deal. Sfinții au umplut pământul. Și Dumnezeu este cu toți, indiferent de experiențele lor. Viața e complexă, viața e diferită de la o zi la alta, de la o vârstă la alta. Însă întotdeauna suntem cu Dumnezeu și Dumnezeu este cu noi. În seara aceasta, scumpii mei, am avut călăuzirea din îndemnul să predic despre marea alegere. Oamenii fac foarte multe alegeri în fiecare zi. Cele mai multe dintre ele sunt în legătură cu lucrurile obișnuite ale vieții, de aceea soiul acesta de alegeri nu sunt foarte importante. Printre acestea însă, oamenii fac și alegeri importante, sau mai mult, fac alegeri care le influențează nu doar viitorul de câțiva ani sau zeci de ani, ci le influențează eternitatea. Alegerile acestea sunt mari și o astfel de alegere, eu în seara asta am numit-o mare alegere.
Alegerea care ne definește locul unde ne vom petrece eternitatea, în predica din această seară, eu o numesc Marea Alegere. În Scripturi întâlnim Marea Chemare, Marea Instruire, Marea Împuternicire, Marea Trimitere, însă toate aceste marea pe care le-am amintit sunt făcute de Dumnezeu. Noi una singură o avem de făcut, Marea Alegere. Și în funcție de calitatea acestei alegeri și de consistența ei, toate celelalte vor deveni necesare și vor avea valoare pentru noi. Marea Alegere este făcută de fiecare om, în legătură cu propriul suflet, indiferent că este o alegere în care omul refuză, alege să îl respingă pe Dumnezeu, sau o alegere în care omul îl primește pe Dumnezeu. Sunt două alternative și ambele sunt alegere. Și omul are dreptul să-l respingă pe Dumnezeu, fiind alegerea lui, sau să-l accepte pe Dumnezeu. Capitolul 7 din Evanghelia după Matei, din care eu am citit o bună parte, are teme foarte importante. Aș vrea să vorbesc puțin despre ele. De la versetul 1 la 5, vorbește avertizându-ne împotriva judecății neautorizate. Adică dacă nu ai primit împuternicirea unei poziții, dacă nu ai primit delegarea unei autorități, nu judeca pe nimeni, ca să nu fii judecat. Dacă ești părinte, îți poți judeca, îți poți evalua copilul. Dacă reprezinți o autoritate pentru cineva, poți să faci asta. Dar dacă o faci de pe poziție de judecător, de mândrie, de superioritate, de aroganță, de valoare de sine prea înaltă, mai mult decât se cuvine, atunci cum judeci, cum evaluezi, cum cântărești, așa vei fi judecat, evaluat și cântărit. Versetul 6 ne invită să nu impunem nimănui mântuirea. Dacă vezi că Duhul Sfânt nu este prezent în inima oamenilor cărora le vorbești despre Dumnezeu, evangelizându-i, oprește-te! N-o să ai succes dacă Duhul Sfânt nu este acolo. Pleacă de acolo, du-te într-un loc unde vezi că Duhul Sfânt este în inima oamenilor, acelora vorbește-le. Versetele de la 7 la 11 încurajează la rugăciune. Nu este așa că niciun copil nu va ezita să ceară la nevoie ajutorul tatălui lui? Dacă copilul știe că taică s-a murit, nu-i mai cere ajutorul. Dumnezeu nu a murit. Îi poți cere ajutorul indiferent unde te afli. Versetele de la 7 la 12. Faceți-le oamenilor ceea ce vreți ca ei să vă facă. Legea de argint a lui Confucius seamănă foarte mult cu legea de aur a lui Isus, diferența făcând-o prezența negației la Confucius. Ceea ce nu vreți să vă facă oamenii, nu le faceți nici voi lor. Isus a eliminat negația. Ce vreți să vă facă oamenii, faceți-le voi primi. Observați că legea lui Confucius spune următorul lucru. Dacă îi lași în pace pe oameni în mod desăvârșit și ei te vor lăsa în pace în mod desăvârșit. Versetele de la 13 la 14. Cele două porți, cele două drumuri, căi. Poarta strâmtă și poarta îngustă. Duc la cer, la neprihănire. Poarta îngustă, poarta strâmtă și calea îngustă. Am greșit din afirmația de mai devreme. Poarta strâmtă și calea îngustă. Duc la Dumnezeu, la cer, la neprihănire. Poarta largă și calea lată duce la pierzare, la păcat. Versetele de la 15 la 20. Atitudinea față de prorocii mincinoși. Credincioșii trebuie să se ferească de pericolul pe care îl reprezintă prorocii mincinoși, falși, care se vor ascunde întotdeauna în spatele unor false aparențe. Biblia recomandă să-i identificăm nu după aparențe, că acestea sunt pozitive, ci după fapte. Aduceți-vă aminte că noi suntem invitați de multe ori în Scriptură să facem asta. Ieri fiind în părtășia cu frații,
Cineva povestea despre un pastor dintr-o biserică care avea din ce în ce mai multe probleme cu prorocii printre cele bune și dubioase. Și atunci s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat următoarea călăuzire. Într-o seară a spus, invităm toți prorocii din biserică să vină la o întâlnire cu conducerea bisericii. Și pe rând i-a invitat pentru câteva minute să aibă o discuție cu conducerea bisericii. Și când unul dintre ei intra, conducerea bisericii îi spunea următorul lucru. Am hotărât pentru o vreme, în numele Domnului, să te rugăm să nu mai prorocești. Și se uita în ochii prorocului. Dacă acesta spunea, eu o să ascult de voi. Voi sunteți responsabili de decizia aceasta. Comitetul îi spunea următorul lucru. Du-te liniștit în pace, în continuare și prorocește ca și până acum. Dar dacă era o persoană care spunea altceva, pe mine Domnul m-a chemat la această lucrare, nu voi. Eu nu pot să opresc lucrarea Domnului și să mă fac vinovat înaintea lui Dumnezeu. Atunci comitetul îi spunea următorul lucru. Noi te legăm să nu mai prorocești. Pentru că atâta timp cât nu asculți, noi ne îndoim că Dumnezeu se poate folosi de tine. Dragii mei, faptele unui om îl califică sau îl descalifică pentru lucrare. V-am spus despre întâmplarea aceasta nu ca pe un etalon, ci doar ca pe o metodă pe care o biserică undeva în România a folosit-o într-o anumită situație, vrând doar să spun că oamenii lui Dumnezeu care sunt consacrați unei slujiri își înțeleg și locul, înțeleg și relația cu alte slujiri și sunt niște oameni ascultători și cooperanți. Ultima parte, versetele de la 21 la 27. Reacția ascultătorilor la îndemnul final al Mântuitorului. Marea alegere care înseamnă respingere sau acceptare. În al doilea rând, dragii mei, prezentând o sinteză, o introducere a capitolului 7 din care am citit, aș vrea să vorbesc despre cele două mari alegeri. Privind în carte, în spațiul biblic pe care l-am citit în această seară, observăm câteva lucruri. Primul dintre ele, alegerea porții pe care intri, poarta strâmtă sau poarta largă, poarta reprezintă începutul. Biblia vorbește de poartă și de cale. Calea este continuarea intrării pe poartă, iar poarta este începutul căii. Între poartă pe unde intri și între cale pe care continui după ce ai intrat, este o mare legătură. Prin poarta cea strâmtă treceau oamenii unul câte unul sau treceau pe timp de noapte în Israel, pentru că în Palestina exista obiceiul acesta. Pentru contemporanii Domnului care au ascultat predica aceasta, nu a fost nicio dificultate să înțeleagă despre ce e vorba. Existau o poartă strâmtă. Acestea erau deschise doar noaptea și doar în timp de pericol și nu putea trece pe ea decât câte un om, pentru că cei din spatele ei, la nevoie să-i poată opri. Poarta largă era deschisă ziua și era poarta de trafic larg. Pe acolo intrau oameni, puteau să intre și cu mijloace de transport sau cu animale. În al doilea rând, alegerea drumului pe care mergi, drumul îngust sau drumul larg, corespunde unei porți strâmte sau largi. Greu de crezut că cineva intră pe poarta largă și apoi va continua pe calea îngustă. Cine are apucături spre poartă largă, va continua pe calea lată? Cine se teme de Domnul și va face cu grijă intrarea pe poarta strâmtă, va continua în același spirit, pe calea îngustă? Poarta-i strâmtă, calea îngustă. Cine alege o poartă strâmtă va avea înțelepciunea să continue pe o cale îngustă. Dar cine va fi
fără băgare de seamă și nu va înțelege ce vrea Dumnezeu. Nu-L va cunoaște pe Dumnezeu decât spațiul religios, biserica. Atunci își va permite și o poartă largă și evident va continua în același spirit pe o cale lată. Poarta e începutul, calea e continuarea. Greu de crezut că cineva începe pe o poartă îngustă și apoi va trece la o cale largă. De obicei, omul rămâne în aceeași atitudine față de Dumnezeu. Însă, pocăința sau nepocăința poate schimba de la A la B și de la B la A. Domnul spune că poarta preferată, confortabilă și aglomerată este poarta largă. Și tot El spune că drumul preferat, confortabil și foarte bătătorit e cel larg. Oamenii vor, preferă poarta largă și calea lată. Îi deranjează poarta strâmtă. Ei critică întotdeauna poarta strâmtă, invocând tot felul de justificări, fără greutate, aducând argumente de natură socială, psihologică, dar Scriptura spune clar, preferați poarta, adică începutul strâmt și calea îngustă. Temeți-vă de Dumnezeu. Alegerea declarațiilor este o altă alegere. Alegerea porții este prima, alegerea căii este a doua, alegerea declarațiilor este o altă alegere. Doamne, Doamne, sau vreau să fac voia lui Dumnezeu. Domnul pune în balanță aceste două atitudini. Sunt oameni care aleg poarta strâmtă, alții pe cea largă. De obicei, cine face alegerea aceasta, o continuă cu drumul. Poarta largă, calea lată. De obicei, cine face așa, o continuă și cu declarații doar sau cu dedicare. Declarația este ușor de făcut. Doamne, Doamne, apoi e liber o săptămână. Însă cei care au intrat pe poarta îngustă rămân în spiritul acesta și continuă pe calea strâmtă. Și rămân în spiritul acesta și continuă nemulțumindu-se făcând doar declarații care sunt importante, dar sunt însoțite de un mod de viață care se confundă cu voia lui Dumnezeu, care se asociază cu voia lui Dumnezeu. De obicei, cine intră pe poarta largă va continua cu calea lată și cu declarații. De obicei, cine intră pe poarta strâmtă va continua cu calea îngustă și va fi interesat de voia lui Dumnezeu să o facă. Să faci voia lui Dumnezeu costă, dar costă tot atât cu alegerea drumului îngust. Și costă tot atât cu începutul unei porți strâmte. Toate acestea de obicei sunt la pachet. Aceeași inimă alege poarta îngustă, calea strâmtă și să facă voia lui Dumnezeu, chiar dacă va trebui să lase de la El, să se înfrâneze, să renunțe. Omul acesta va fi un om cu greutate. El nu va pune accentul pe denominațional, pe religios, pe bisericos. El nu cu astfel de entități lucrează în primul rând. El va pune accentul pe relația lui cu Dumnezeu. La mijloc e Dumnezeu, nu biserica. La mijloc e cuvântul Domnului, nu pastorul. La mijloc este Domnul Iisus Hristos, nu comitetul bisericii sau părinții sau o altă formă de autoritate. Omul acesta, când a ales poarta strâmtă, este hotărât să repete alegerea și cu calea îngustă
și e hotărât să o țină așa și să continue cu voia lui Dumnezeu. Pentru că nu și-a permis poarta largă și calea lată, nu-și va permite nici doar să se mulțumească cu Doamne, Doamne, și voia lui Dumnezeu să o pună la spate, având tot felul de justificări. Eu sunt tânăr, eu sunt bătrân, mi-am luat niște boi, vreau să-i încerc, nu pot, mi-am luat nevastă, acum imaginează-ți, nu pot, mi-am luat o bucată de pământ, trebuie să o muncesc, să o organizez, nu pot, cred că înțelegi. Voia lui Dumnezeu trece dincolo de plăcerile noastre, de interesul nostru, de confortul nostru. Voia lui Dumnezeu te scoate din confort și te pune uneori în inconfortabil, te pune uneori în suferință, te pune uneori în pierdere, te pune uneori în pagubă. Dar cine alege poarta strâmtă, el își alege uneori suferința, inconfortul, paguba, dacă își permite și să continue cu calea strâmtă, va rămâne la același fel de alegeri modeste cu care el trebuie să spună mulțumesc, Doamne. Și va rămâne în același ton al alegerii, voia lui Dumnezeu. El nu va scăpa de Dumnezeu spunând doar Doamne, Doamne. Sunt mulți oameni care îl pun pe Dumnezeu la respect făcând declarații, însă dedicarea nu este partea lor de moștenire. Oamenii fac declarații, dar nu se dedică. Să te dedici făcând voia lui Dumnezeu presupune fiecare clipă din viață. Să faci declarații presupune duminică seara, prin cântare sau sub o altă formă, să spui Doamne, Doamne. Să spui Doamne, Doamne, nu-i puțin, e mult, dar nu-i suficient. Hristos a spus, de ce faceți doar atât, Doamne, Doamne, și nu continuați făcând și voia Tatălui meu care este în ceruri? Nu înțelegeți că Doamne, Doamne, e negativ. Nu, e pozitiv, dar nu-i destul. Nu-i suficient să mănânci, măcar că e necesar. Trebuie să bei apă. Că a bea apă e mai necesar după ce mănânci decât înainte. Cel puțin așa e la mine. În al patrulea rând, alegerea sloganelor. Noi suntem proroci. Vă rog frumos. Noi am scos draci. Noi am făcut minuni. Oameni care se etichetează și care se prezintă cu performanța lui Dumnezeu din viața lor. Însă, dincolo de slogane, Domnul vorbește despre sfințenie. Voi lucrați fără lege. Voi lucrați fără lege. Hristos nici măcar nu contrazice, dar nici nu confirmă sloganele lor. El trece dincolo de asta și spune următorul lucru. Voi lucrați fără lege. Sunteți niște oameni fără de lege. Nu am nicio legătură cu voi. Nu vă cunosc. Plecați de la mine. Doamne, da, și încep din nou să aducă un raport al slujirii lor, confundând slujirea cu sfințenia. Ultimul lucru, alegerea construcției vieții spirituale, adică a fundației. Domnul spune următorul lucru, fiecare om face o alegere, fiecare om construiește o casă duhovnicească. Fiecare om are o formă de religie. Am în mine gândul veșniciei. Numai că unii oameni pun la baza casei lor duhovnicești, a construcției duhovnicești, ca și fundație pun piatra, Hristos este piatra, alții pun nisipul. Fiecare om construiește ceva religios, numai că unii oameni construiesc o clădire de care nu se vor bucura, că se dărâmă și vor rămâne cu mâinile goale. Dar oamenii aceștia sunt prea grăbiți, sunt prea mândri ca să asculte vocea lui Dumnezeu care spune: uite-te la fundația casei tale duhovnicești, dar uite-te cu atenție și răspunde la întrebarea, e piatră sau e nisip? Și Hristos dă câteva exemple care ne ajută să înțelegem de ce piatra face diferența și nisipul de asemenea. Dă ploaie,
dă șuvoaie, suflă vânturi, bat vânturi, dar casa nu se dărâmă, fiindcă ea este așezată pe Hristos, pe stâncă. Și peste cei care fac o alegere corectă și intră pe poarta aceea strâmtă și merg cu greutate pe calea aceea îngustă și fac voia lui Dumnezeu, și peste ei bat vânturile. Și peste ei vin șuvoaiele și valurile. Dar ei au atâta încredere în Dumnezeu încât nu spun: pe mine m-a părăsit. Ei știu că fundația, construcția trebuie verificată de valuri, de vânturi, de șuvoaie, dar ei se încred în Dumnezeu care e la baza construcției lor. Ei sunt așezați pe Iisus Hristos. Încrederea lor nu este în religiozitatea, în performanța lor spirituală. Încrederea lor este în unirea lor cu Iisus Hristos. Ei se simt în mâna lui Dumnezeu. Ei cred că sunt în mâna lui Dumnezeu. Ei se comportă ca și cum ar fi în mâna lui Dumnezeu. Ei prin credință sunt în mâna lui Dumnezeu. Și când vin valurile, ei nu spun: unde ești? De ce ai îngăduit treaba asta? Cum îți permiți? Ei spun: Domnul dă, Domnul ia, numele Lui să fie lăudat. Domnul aduce valul, Domnul trage înapoi, Domnul face rana, Domnul o vindecă. Oamenii aceștia plătesc prețul de la intrare pe poarta strâmtă și în maniera aceasta, calea îngustă, voia lui Dumnezeu. Șuvoaiele, valurile, vânturile nu le iau ca un blestem, nici ca un fapt că Dumnezeu i-a părăsit, nici că ei nu merită nimic, nu. Ei le iau doar ca pe niște încercări ce îi întăresc, ce le arată slava lui Dumnezeu, ce îi fortifică și ce le confirmă că la bază fundația este din piatră. Să nu te temi când bat vânturile, când vin valurile. Pot fi de multe feluri, dar stânca pe care stai te va ajuta să rămâi în picioare și testele încercării. Țineți minte că anual mergeți cu mașina într-un loc unde se verifică gazele de la eșapament, gaze care spun dacă motorul și catalizatorii de pe eșapament sunt buni sau nu. Sunt niște teste pe care mașina trebuie să le treacă. Așa sunt testele valurilor, ale vânturilor, ale șuvoaielor, peste tineri și bătrâni, peste lucrători și nelucrători, peste toți oamenii care construiesc o casă duhovnicească. Să nu te temi când vin vânturile vieții. E normal să vină. Nu de absența lor ai nevoie, ci de prezența stâncii. Nu valurile trebuie să te sperie. Nu prezența valurilor trebuie să te sperie, ci absența stâncii trebuie să te sperie. Dacă stânca este la baza la ceea ce crezi, la ceea ce ești și la ceea ce faci, să fii liniștit. Valurile vin și se retrag. Vânturile vin și trec. Șuvoaiele vin și se întorc înapoi. Dar vei rămâne acolo pentru că numele pe care ți-ai așezat viața este Iisus Hristos, Domnul Domnilor. Cine este ploaia, vânturile, șuvoaiele care bat în viața spirituală a oamenilor credincioși? Vreau să spun două lucruri aici. Domnul a dat și apoi vreau să spun Domnul a luat. Domnul a dat. Când Domnul dă, ai succes, ai bogăție, ești realizat, ești inteligent, ești frumos, ai putere, un gând de superioritate te poartă, ba chiar mândrie, nu neapărat, dar oricum ești pe dreptul, Domnul a dat, atunci se înmulțesc oile, face câte 2-3 mii o oaie.
Dar Domnul dă azi, Domnul ia mâine. Și nu numai că oaia nu mai face miei, dar moare. Și când moare oaia, nu mai ai nici miei. Cine sunt vânturile și valurile? Domnul a luat. Cum vine asta? Vin necazurile, vin falimentele, turma nu numai că se micșorează, dispare. Nu numai că oamenii nu-și mai scot pălăria la poarta cetății când te văd, dar spun lucruri rute despre tine. Nu numai că nu te mai respectă, dar te disprețuiesc. Nu numai că nu mai ești în putere să poți să dai cuiva, dar ai nevoie să primești. Nu numai că nu mai ești tare să-i spui, ai nevoie de ajutor, ține-te de mine, dar spui, nu vrei, te rog frumos, să mă ajut să cobor scările, că nu mai pot să cobor. Tu care ai avut și pentru alții, astăzi nu mai ai pentru tine. Tu care ai împrumutat, astăzi trebuie să iei cu împrumut. Tu care ai fost un om cunoscut pentru că ți-a dat Domnul, astăzi s-a întors moneda pe partea cealaltă pentru că Domnul a luat. Ambele sunt binecuvântări. Iov, tot copilul Domnului rămâne. Cu sau fără turmele de oi, Iov este în mâna lui Dumnezeu. Cu sau fără turma de cămile. Nu știu dacă se spune turmă de cămile, cireadă, grup, nu știu cum se spune. Iov tot în mâna lui Dumnezeu este. Cu sau fără case, Iov tot în mâna lui Dumnezeu și tot în atenția lui Dumnezeu este. Ceea ce i-a dat valoare lui Iov pentru vecini au fost cămilele, oii, casele, dar ceea ce i-a dat valoare în ochii lui Dumnezeu a fost sfințenia și neprihănirea lui. Sfințenia nu ți-o poate lua nimeni decât singur, pui mâna pe ciocan și o spargi. Dar nimeni nu ți-o poate lua. Când pierzi oile, n-ai pierdut sfințenia. Încă ai ce trebuie. Când pierzi turmele, când îți pierzi sănătatea, poate chiar încrederea în tine, când pierzi pe cineva de care depindeai și o duceai așa de bine, când te simți un falimentar și un nimeni în drum, iertați-mi expresia, să nu spun gunoi că sună prea mult, prea dur, să știi că atunci ești în mâna lui Dumnezeu. Este greu de crezut că mai ești în mâna lui Dumnezeu. Și dacă va mai exista un al doilea om pe pământ, el îți va da următoarea sugestie. Ai ajuns atât de rău încât ar fi bine să-L blestem pe Dumnezeu ca să te omoare de tot și să scapi de chin. Atunci să știi că e ultima încercare, să-i spui așa, lasă-mă în pace că eu am muncit mult să ajung aici. Nu mă face să pierd acum înainte de a face pasul și să pun piciorul pe linia de sosire. N-ai multă înțelepciune, ești un om neîncercat, să nu-ți spun ce meriți, du-te, lasă-mă în pace că eu sunt în misiune. Domnul a dat. Turmele sunt aici, miroase. Domnul a luat. Miroase doar a sărăcie, a singurătate, a lipsă de valoare de sine și o grămadă de nevoi care te sufocă. Și voaiele vor veni oricum. Ele vin și când Domnul dă, ele vin și când Domnul ia. Ești același om să nu depinzi de ce dă sau de ce ia Dumnezeu. Să depinzi de Dumnezeu care dă și ea. Să nu te încrezi în ce îți dă Domnul, să te încrezi în Domnul. Să nu te temi de ce ți-a Domnul, să te temi de Domnul. Ascultă-mă, lui Dumnezeu este ușor să-ți dea și să-ți ia, așa de ușor. Dar dacă îți pierzi sfințenia, atunci ai pierdut totul. Vin valurile, vin vânturile. Valurile și vânturile vin oricum. Nu asta e problema. Problema este alta. Dacă plouă și am umbrelă, lasă plouă. Dacă e frig și sunt în casă la căldură, lasă fie frig. Dacă e drumul lung, 10 maile, dar sunt în mașină și am rezervorul plin, lasă fie și 20 de maile, dar dacă-s pe jos. Dacă e frig și sunt afară, cum sunt homle și sub poduri, mai bine vara decât iarna.
Vorba președintelui României. Uitându-ne la cuvântările Domnului, înțelegem că oamenii au tendința să accepte lucrurile care nu obligă mult, lucrurile care sunt confortabile și lucrurile formale. Oamenii acceptă denominaționalismul pentru că înseamnă doctrină, dar fără Biblie. Oamenii acceptă legalismul pentru că înseamnă pasiune, râvnă, dar fără dragoste. Oamenii acceptă intelectualismul pentru că înseamnă informație, dar fără experiență. Oamenii acceptă populismul pentru că înseamnă harismă, manifestarea carismelor, ale darurilor, ale slujbelor, dar fără caracter. Oamenii acceptă nespiritualitatea, că înseamnă religie, fără sfințenie. Religia e ușoară, sfințenia este grea, dar e frumoasă. Este ca viața de familie. Oamenii acceptă ignoranța, că înseamnă experiență, dar fără cunoaștere. Oamenii acceptă imitația, că înseamnă religie, dar fără revelație, fără descoperire dumnezeiască, doar confuzie. Oamenii acceptă imaturitatea, că înseamnă activitate, dar fără viziune. Iată câteva dintre lucrurile de genul acesta pe care le demască Mântuitorul în cuvântul pe care l-am citit din Matei. 1. Afirmații fără ascultare. Aceasta este definiția trădării. Versetul 21. Sunt oameni care îl trădează pe Domnul acolo. Când promit până la moarte o să te slujesc. Împăratule, până la moarte, am trăit zeci de ani în lume, am gustat din patimă, din gustul ei mizerabil, m-am săturat până peste cap. Mântuitorule, nu mai îmi trebuie patima, îți promit că până la capăt te urmez cu credincioșie. Și după un an, Doamne, Doamne, rămâne, afirmațiile rămân, dar ascultarea nu, se încheie. Este definiția trădării. Aici este un băiat și o fată. Vrei să o iei de soție? Afirm? Da, afirm. Vrei să-i devii soție? Afirm? Da, afirm. Și după aceste afirmații, te aștepți la ascultare unul față de altul și la fidelitate. Dar apare trădarea. Și după trădare, vin la pastor sau nu mai vin deloc la biserică și spun, noi vrem să... Afirmațiile nu sunt confirmate de ascultare. Afirmațiile sunt bune, dar dacă nu sunt confirmate de ascultare, sunt egale cu zero. Poți să faci afirmații acolo să lăcrimeze părinții și toată adunarea. Dar frumusețea acestor afirmații trebuie confirmată de o viață de ascultare. Oamenii aceștia, spune versetul 21, că au făcut afirmații, dar de ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, de ce faceți doar afirmații și după o vreme nu mai mă ascultați, nu mai faceți voia mea? De ce vă permiteți să mințiți, să fumați, să consumați alcool? De ce vă uitați la pornografie? De ce deveniți infidel față de tovarășul de viață? De ce faceți afaceri cinstite? De ce aveți gânduri murdare? Matei 5, 27 și 28, știți că în vechime s-a spus să nu curvești, dar eu astăzi vă spun, dacă cineva se uită la o femeie cu intenția să o poftească, în inima lui a curvit. Unde este împlinirea afirmațiilor voastre? Doamne, îți promit că! Doamne, mă leg! Doamne, îți făgăduiesc! Unde sunt afirmațiile cu care te-ai angajat? Afirmații cu care te-ai dat Domnului, te-ai dedicat? Unde-s declarațiile care te obligă? Declarații fără dedicare. Afirmații fără ascultare. Afirmațiile sunt ușor de făcut într-un moment de entuziasm. Îți promit că te iubesc. Îți promit că voi fi al tău sau a ta până la sfârșitul vieții. Tată, îți promit că eu nu mai fac niciodată asta. Frate dirijor, îți promit că eu nu voi lipsi niciodată.
afirmații, în momentele de entuziasm, într-o zi cu soare. Uiți că la Chicago e și iarnă. Ce vei face cu afirmația în ziua în care vine zăpada? Și va fi greu? Faci un timp dublu ca să ajungi acolo unde ieri ajungeai într-o jumătate din timp. Ai făcut afirmații acolo care te obligă la ascultare. Afirmațiile sunt, Doamne, Doamne, ele sunt importante, dar sunt ușor de făcut. Nu sunt neimportante. Rugăciunea, angajamentele, vorbirea cu Dumnezeu nu e neimportantă, dar e mai ușor de făcut decât a împlini. A asculta de propriul angajament, angajamente, afirmații, dar fără ascultare. Uitați-vă la oamenii aceștia pe care Domnul îi critică. Domnul îi critică pur și simplu. Oamenilor le e ușor să facă afirmații verbale, Doamne, Doamne. Însă aceste afirmații neînsoțite de sfințenie sunt simbolul formalismului, al ipocriziei, al aparențelor. Uitați ce spune Domnul Iisus, păziți-vă de cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi. Atenție, le place să se plimbe în haine lungi. Și să facă lumea plecăciuni în piețe înaintea lor. 3. Umblă după scaunele din tâi în sinagogi. 4. Umblă după locurile din tâi la ospețe. Că sunt invitați pe locurile din tâi, nu-i rău, dar că ei umblă după asta și pun presiune pe administrator să-i pună acolo, e cu totul alta. Scriptura nu spune că-i rău dacă te așezi pe banca din față după ce te-a invitat cineva să vii acolo și te-a cinstit cu poziția aia. Asta nu-i rău, e rău când hop-țop vii direct acolo și administratorul său îi spune, îmi pare rău, dar e rezervat. Și acum în văzul la toți, trebuie să te duci pe ultima bancă. De ce n-ai vrut să vii încoa și ai vrut să te duci încolo? Drumul încolo e puțin mai complicat. Hristos face apel la modestie, la bun simț, la simțul măsurii, la omenie, la decență, la politețe, la înțelegerea ierarhiilor în viață. Imaginați-vă că un senator care are atâta putere, dar unde are el putere? El are putere la serviciul lui. Când se urcă în mașină și îl oprește poliția, el este un șofer ca mine și ca dumneata. Cel puțin teoretic, e un șofer ca mine și ca dumneata. El nu este senator în mașină, în mașină e șofer. Viața e plină de roluri. Dar acest om poate să devină coruptibil în momentul în care îi spune polițistului, tu știi cine sunt eu? Tu nu-ți poți permite să mă amendezi pe mine. Și dacă am trecut pe roșu, ce? El confundă calitatea de șofer cu cea de senator și vrea să profite de oameni în virtutea serviciului lui, care e la serviciu. Un alt text biblic, Matei 25. Mai întâi au venit și celelalte, mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar știi ce a spus el? Nu vă cunosc. Am vrut să citesc două texte biblice care spune, Doamne, Doamne. Și pe amândouă categoriile de oameni care au spus, Doamne, Doamne, Domnul i-a criticat, dar la sânge. Nu vi se pare ciudat? Concluzia lui Dumnezeu este următoarea. Când se apropie de mine, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui e departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu e decât o învățătură de datină omenească. Isaia 29. Domnul nu a spus că a-l cinsti cu buzele e un lucru rău. Domnul a spus că ceea ce faci după ce îl cinstești cu buzele, dă valoare la cinstirea cu buzele sau ia valoarea de la cinstirea cu buzele. Cinstirea cu buzele are nevoie de partea B. Și dacă partea B este în acord cu cinstirea cu buzele, atunci cinstirea cu buzele e valoroasă. De ce spui doar Doamne, Doamne și te oprești? De ce spui doar Doamne, Doamne și pleci acasă? De ce spui doar Doamne, Doamne și la urmă faci prostii? De ce nu continui cu un Doamne, Doamne al faptelor? De ce intri doar pe poarta îngustă și după aceea treci la calea lată? De ce nu rămâi în tonul porții înstrâmte? Timpul trece mai repede decât predica mea. Observați al doilea lucru, Doamne, Doamne și voia lui Dumnezeu.
Oamenilor le este ușor să spună Doamne, Doamne, dar oamenilor le este greu să facă voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Sfințirea este un proces zilnic care ține o viață, de aceea este greu. Să stai în armată o zi e o aventură. Să stai o săptămână e un antrenament. Să stai o viață e armată, e greu. Voia lui Dumnezeu este să faceți binele, sfințirea și facerea binelui. 1 Petru 3 cu 17. Căci este bine, dacă așa e voia lui Dumnezeu, să suferiți. Carismă fără caracter, pensionarea slujirii carismatice. Am prorocit, am făcut minuni, dar toate sunt la timpul trecut. Neautentificarea carismei. Niciodată nu v-am cunoscut, spune Domnul. Domnul nu autentifică carisma lor și o respinge. Ei vin cu niște merite, dar Domnul nu le validează, nu le confirmă, nu le ștampilează. Mai mult de atât, îi descalifică spunând așa: vă descalific pentru că lucrați fără lege, n-aveți niciun Dumnezeu, n-aveți nicio regulă, vă faceți de cap. Domnul i-a descalificat, nu numai că i-a descalificat, ce este trist este că i-a eliminat. Depărtați-vă de la mine pentru că faceți fără de legea. Ascultă-mă în seara aceasta, știu că te ostenești și eu mă ostenesc. Pe ce poartă intri atunci când începi un lucru nou? Pe ce cale mergi după ce ai intrat pe poartă? Ce te caracterizează în fiecare zi? Doamne, Doamne sau Doamne, Doamne plus facerea voii lui Dumnezeu? Slujirea pe care o ai este însoțită de fără de lege sau de sfințenie? La baza oricărui lucru îl pui pe Hristos, piatră, stâncă, sau îți pui plăcerile și interesele personale, nisipul? Vrei să te gândești la aceste lucruri, om al lui Dumnezeu, înainte ca aceste cuvinte, care sunt binecuvântare sau blestem, în funcție de ce fel de viață ai, să spună du-te sau vino, binecuvântatule sau blestematule, te cunosc sau nu te cunosc, ai lucrat sfințenia sau ai lucrat fără de legea? Fii sincer, nu crezi că e bine în seara asta să te cercetezi? Nu crezi că e bine să te oprești și să te uiți la aceste cuvinte? Ce fel de poartă e poarta pe care intri? Ce fel de cale e calea pe care mergi? Ce fel de lucruri faci, Doamne, Doamne, sau voia lui Dumnezeu? Ce ai la bază, piatra sau nisipul? Cum te comporți când primești, cum te comporți când dai? Gândește-te la aceste lucruri, e mare alegere. Mare alegere o faci în fiecare zi și o repeți în această seară. Și dumneata și eu, poporul Domnului, un singur lucru mai rămâne de făcut. Să-i spunem lui Dumnezeu ce vrem să-i spunem. Ne ridicăm în picioare și încheiem serviciul divin cu rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă